Bine, am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi, după cum știți, data trecută am fost răpiți de cineva foarte ciudați, oameni care au o voce ciudată. Și înainte să începem, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episodul de Mariusel cât mai des pe canal, pentru că începe ușor, ușor să se împută treaba în serie, adică devine treaba mai complicată și complicată e, vă place complicat, vă place scandalul, așa că e cum vă place vouă. O să fie interesant, atâta vă zic. Am rămas aici cu Bibi și cu Sebi, răpiți de către oamenii ăștia care nu știu ce vor să ne facă astăzi sau ce se va întâmpla astăzi. Dar după cum ați văzut și titlul, urmează să aflăm niște chestii interesante, poate. Vedem care o să fie situația, ok? Nu uitați să dați un follow pe Instagram ca să fiți cât mai la curent când facem următoarele episoade, pentru mai multe detalii off-camera și etc. Cred că putem să începem episodul. Vreau un cel mai mare spam de start pe chat. Ia să-mi schimbăm scena. Salut! Uleu! Gata, boys. Back in business. Așa, știți că nu avem arme, nu avem telefon, dar Bibi are telefon. Deci Bibi, care în momentul de față stă într-o poziție foarte suspectă, nu știm exact ce așteaptă, dar o să ne ducem peste ea. Start, ia uite ce spam e acolo pe chat. Gata, mă, hai să-i dăm drumul la treabă. Trezirea, bă. Trezirea. Treziți-vă. Sebi. Da. Mamă, ce văd. Da. Trezește-te, bă. Așa. Doamne, ce mă doare spatele. Păi, na, nu e tu mai cum o să dorm pe podea. Bibi, maică ta ce face? Nu știu, o trezesc eu. N-aș putea să o trezesc eu, da. Prin alte metode. Că se trezește așa greu. Alo, Bibi. Bă! Mami! Aolo! Da, ce mă trezi? Ah, greu mai reacționez, mă, ești nebun. Aolo! Ce te trezește așa greu? Mamă, știi ce mă doare spatele? Păi? A, că am dormit foarte bine pe jos, gen, dorm mai bine că am pat aici pe jos, mă. Așa m-aș arunca. Bă, înțeleg că nu dormi, înțeleg că nu dormi. Ridică-mă. Hai, ridică-te! Bibi, Bibi, nu trebuie să, n-avem timp prea mult. Tu mi-ai zis ceva aseară, când ne-am culcat. Mai ții minte, da? Ce? Da. Sebi? Sebi? Da? Ia antenă. Tu? De ce răspunzi așa ca handicapatul? Deci, fii antenă, stai acolo și stai de șase în caz că vine cineva, da? Da, da. Când mergem la toaletă, că mie îmi vine să fac pipi. Dacă știi cum zic, e exact cum a din mine. Băi, Sebi, tu nu înțelegi în ce situație suntem puși aici și tu mă întrebi toaletă. Ia-ți-și gura ta, stai puțin aici. Bă, nu te duce mai acolo, bă. Doamne, stai aici, uite-te cu ochii acolo. Stai cu ochii și spune dacă e ceva, ne anunți, da? Dar puteam să fac ca în desene, să dau așa cu ochii, știi? Că... Cum să dai, mă, cu ochii? O să vezi. Eu zice să vin cu aici. Bă, păi că poate iară se declanșează alarma și face la urmă. Mai bine stai aici. Vede pe cameră. E cineva. Cineva? I-am văzut, da, pe stânga acolo. Fix după zid. L-am văzut cu coada ochiului. Ajute să fim silențioși. Stai puțin aici. Da. Stai acolo. Stai aici. Uite așa, normal. Și te uiți la el și când intră, îl sperii dacă intră cineva. Ai înțeles? Sau ceva? Hai, lasă-mi puțin. Fii antenă, sună pe Daria și spune unde suntem. Acum. Ce? De ce râzi? Taci. Iar râde, mă, mâncați, ești curat ta. Iar râde. Daria. Deci m-au auzit, da, Daria? Bă, pune-i, mă, unde suntem? Bă! Deci m-au auzit? Bă, ce? Așa, deci...
Vino să ne salvezi. Vino repede să ne salvezi. Human Labs, Human Labs. La Human Labs, vino repede să ne salvezi, vino repede. Da, 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 vino repede, vino repede. Chide telefonul, chide telefonul, chide telefonul. Neața. Neața. Până dimineața. De cine trezești așa? Bine. Am interceptat o interferență. Interferență? De la un telefon mobil. Telefon mobil? Eu n-am niciun telefon mobil. Cine are telefonul la el? În clipul ăsta să-mi spună că dacă nu-l omor. Nu știu, eu nu-l am. Sebi nu are, s-ar putea poate bietul ai sau ceva? Eu nu știu să-l am, gen. Adică cred că nu-l am. Cum adică crezi? Păi... Nu știu dacă am telefonul la mine, gen, că nici n-am pus un ala. Bă, alo, 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 alo! Lasă-o pe mama! Bă, pleacă de aici, bă, copile, că te spargi camera asta cu tine! Ești de aici! Da, unde-i toaleta? Te piși pe jos! Bă, nu, 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 Daniel! Deschideți borseta! Păi... Deschideți borseta! Arată. Arată. Arată chat. Mama, vreau să ies o dată din băgăuna asta, că nu-mi place deloc aici. Mi-a găsit telefonul. Ce faci cu ăsta la tine? Nu știam că era mai bine. Ce faci cu ăsta la tine, am zis? Nu l-a folosit. Da. Dar nici n-am deschis, gen. Ce faci cu ăsta la tine, am zis? Dar nu știam că l-am la mine. Nu mai îndrăta. Nu știi că l-ai la tine? Și de ce l-ai deschis? Cu cine ai vorbit la tine? Dacă vrei să omori pe cineva, omoară-mă pe mine, nu pe aia. Bă, tu taci din gură, băi, gunoiule, pleacă de aici. Chiar nu l-am deschis. Mă, cine e ăsta, frate, că mă enervează rău de tot. Zi. Ce să zic dacă nu l-am deschis? A, deci nu vrei să vorbim, da. Ce? Au! Hai, au! Deci. Deci. Nu mai vezi, ai auzit? Nu mai vezi. Băi, lasă-o! Ce vrei să-i faci? Băi! Băi, stai aici, băi! Băi, bine, nu-mi plec până nu-mi spui ce să fac. Băi! Păru! Nu! Băi! Bă, tu n-auzi! Lasă-o! Pleacă de aici! Pleacă de aici! Bă, mă sperie, rău de tot tipul ăsta. Tipul ăsta mă sperie de tot. Taci, că sunt un pachet de nervi. Sebi, calmează-te, liniștește-te, nu mai pune atâtea întrebări, că nu-i momentul deloc. E Federico, clar? De unde știți că e Federico? Că mie nu-mi pare. De ce ar face așa ceva Federico? Explicați-mi și mie. Să fie atât de violent și toate astea, eu nu înțeleg de ce ar face asta. Eu chiar nu înțeleg chestia asta. Dacă puteți să-mi explicați și mie. Și nu mai vine nimic? Ce pana mea se întâmplă? Alo? Alo? O că mă duc. Sebi, stai aici. Da, stau aici. N-am cu ce să mă duc, că n-am nicio armă eu. Bă! Ce dracu? M-ai lăsat acolo. Bă, au! Trăiți-mă înapoi, mă! M-ai lăsat acolo, nu mi-ai spus absolut nimica. Unde e Bibi? Nu o să mai vezi. Mai că nu o să mai văd. Nu o să mai vezi. Deja ai ieșit de prea multe ori în camera asta și umblă cu telefonul aia, da? Faceți mânării pe aici, pe la mine, pe sediu.
Spune-mi acum unde e Bibi, că mă, deja mă... A, glumă, bă, glumă. Tu nu înțelegi că nu o găsești pe Bibi? Ce nu înțelegi? De ce nu mai găsești pe Bibi? Pentru că nu o găsești. Hai, vezi după mine. Ce ai făcut tu, Bibi? O să plecăm de zona dă-i asta. Dă-i un pumn că-i să dăm masca jos. Că-i dau un pumn. Își dau un pumn. Bibi, dă-te în spate. Spune unde-i! Oh. Ah. Bobo! No. Ah, acum am înțeles. No, no, no. Am vorbit prea. O mare sănătate, tu cred că vrei să... Să fătă un gulăț în cap. Nu, 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 nu. Asta se întâmplă dacă ascult chat-ul. Nu. 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 De ce dai mine, o? Dacă nu-mi spui unde e... No. Acum am văzut, gata, m-am calmat. Aici o să rămână pentru un scurt timp. Okay. Ai auzit? Ok. Vezi că camera asta... Are... Are opțiune. Vezi că e mai galben așa. Da. Pot să fac lumina asta din ce e ce mai tare și pot să pot să o topesc. Ai auzit? Deci ai grijă ce faci, că să știi că ea rămâne aici. Hai, treci încoa. Și voi în față. Încolo de ce? Pe aici? Da. Ia stai pe loc. Ai zis tu că vrei să-mi vezi fața, nu? Da. Ești sigur că vrei să-mi vezi fața? Evident. Ai zis că te cunosc. Că e o șansă să te cunosc. Să mă bată tot. Hai de... Oleu! What the fuck? Deci mă cunoști sau nu? Eu nu te cunosc, frate. Ești sigur? Nu. Nu te cunosc. Hai, mergeți în față. De ce a vrut să-mi arate fața? Eu nu înțeleg. Acum a vrut să-mi arate fața. What? Oare ce-a pățit la față? What? E încă o mască. Mă, ce naiba, mă, chat. Partea greșită. După aici, cu față. Mergeți dumneavoastră primul, că dumneavoastră știți. Nu, nu, voi mergeți. Poți să știu ce vrei să-mi hai faci? Hai aici. Unde mergem? În altă locație. Dacă vrei să lucrezi pentru tine, putem să facem mai frumos, să știi. Stai liniștit, că n-am nevoie de gherțoi. Wow. Bine, bro, bine. Dar cum pot să-ți spun eu ție? Cum te cheamă? Hai, mergi în față. Așa o să zic atunci. Hai, mergi în față. Așa-l cheamă cea dacă... Deci Frederico că a făcut accident. Bă, dar chiar voi să te spun și doctor că e Frederico. Bă, la cât de mult mă face și pe mine, pe bune să cred. Bau. Ha ha, ce m-a speriat. Mergeți o dată în față că vă omor. Bă, ești, bă, ești Sebi, tu ești incredibil, tu nu trebuie să zici ce suntem aici. Nu mai, nu-i de glume aici. Oh, shit. Ok, ok. Am crezut că va muri de frică. Amară, băieții mei. Nu e bine deloc. Așteptați aici. Aici stau. Băi, Sebi, trebuie să înțelegi că trebuie să nu mai atragem atenția asupra ta și trebuie să fii mai cu minte. Mai bine vorbești okay. Puțin și gata. Doar când îți zic că okay. Vorbești. Gata.
Stai acolo, nu te mișca. Nu te mișca, întoarce-te. Cu spatele la mine, cu spatele la mine, am zis. Au, 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 au. Bun, stați aici. Voi veniți după mine, trebuie să vă gândiți eu. Tata? Da. Ăla cred că a făcut insolație la cât a stat cu capul afară la soare. Crezi, dar? Nu știu ce a făcut, unde a băgat capul ăla, dar nu vreau să văd. Nu vreau să știu mai bine. Hai, treceți în Audi. Audi? Audi? Audi. Scoate-l tu pe ăla și scoate-o pe ăsta mic. A, vezi că e deschis ușa. Băgați mașina de încet. Băgăm în ultima mașină. Ok. Deschide-le ușa. Haideți. Ultima mașină? Da. Hai, copile. Dar ce am făcut? N-ai nu făcut trebuie nimic. Să faci nimic, intră, hai. Doar deschide-le mă ușa. Și lui, și lui, și lui, și lui. Deschide ușa și lui. Bun. Bun, colegul, mergi tu în față. Mamă, cât sunt să moar, băieți. Băi, nu înțeleg unde mergem. Unde mergem? Unde mă duceți? Nu mai vorbiți, mă, acum v-am mâncat mâța limba. Bă, nu știu care-i treaba, frate. O să numai 7 oameni. Unde ne duc acum? Și de ce Bibia? Bă, pe Bibia au lăsat-o acolo! Bă! Voi nu mai vorbiți, mă, cu mine! Sebi, mă mai auzi? Eu te mai aud. Ăștia nu mai scot, mă, niciun cuvânt, mă. Le-am mâncat pisica limba. Bă, dar sunt instruiți ăștia pe bune ca lumea. Să nu scoată un sunet un cavaj. Mai e și Bibi care a lăsat-o acolo, bă. De ce a lăsat-o pe Bibi acolo? Bă, se pute treaba. Nu e bine. Cred că și Bibi știe de farsă. Bă, să fie cum ziceți voi, mă. Dar ar fi bine. Amor eu. Mă face să am speranțe mari în farsa aia. Dar eu chiar nu mai cred în farse, de genul acum a ajuns situația. Copile? Da. Alo? Da. Vrei o bombonică? Nu vrea! Nu. Că n-am mâncat nimica și n-am pofte, știi? Păi asta spun, nu vrei ceva de mâncare? Nu, sunt bine momentan. În regulă. Vrei să mă trovești copilul? Doamne ferește, domne, cum să fac așa ceva? Bă, ce faci? Auzi, Gagica, dar unde mergem? Nu vă pot spune, îmi pare rău. O să vedeți. O să vedem. Mă duceți undeva frumos măcar sau? Da, 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 cu privelise, cu... Mai mă, că mă duceți pe munte sau... Dacă mă duceți pe munte, îmi place, să știți. Mai ales că nu suntem singuri, îmi place. M-aș face acum o caterincă cu tipa asta, dar cred că mă omoară ea, nu mă omoară șeful. Că mă începeam o caterincă de-aia, aoleo, nu... Nu-mi permis să fac caterincă cu tipa asta, că poate îmi scoate pistolul și mă rezolvă. Mă, dar pe bune.
Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Da. Informație confidențială, nu-ți pot spune, din păcate. Aia, nu vrei nimic ca să-mi spui. Te iau eu în privat și îmi spui dacă vrei. Da, mult succes cu asta. Mult succes dacă cu asta. Dacă dorește, iau eu în privat. Auzi la Sebi, mă. Auzi la Sebi. Că ia aia în privat, este bun. Cam greu, domnul șofer, cam greu. A avut o noapte mai grea. Aleu! Să moară băieții. Turbulențe! Mai atent, colegul, te rog frumos. Da, scuze, scuze. Am dormit din aseară. What the fuck? Oricum, e făcută la vericul, nu e problemă. Nu e problemă, nu? Nu, nu se defectează așa ușor. La verific. La veric, du-te, du-te în față, du-te în față, du-te în față. Wow, 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 wow. Ce se întâmplă? Băi, ai, ai, ce e aici? What the fuck? Ai adunat de aici? What? What the fuck? Jordale, cine ești, mă? Cine ești? Oh, să afli puțin mai încolo. Bă, ce se întâmplă în pana mea? Nu zic că și tu vrei să mă furi. Ce pana mea se întâmplă? Asta cine e, mă? O să afli imediat. Mă, ce vă sună cunoscută vocea? Știu că te-am salvat. M-ai salvat? Eu nu, momentan nu știu că m-ai salvat, sincer să spun. Nu te știu cine ești. O, contează. Hello! Am nevoie de niște explicații. Ar plăcere că ne urmărește un băiat din spate. Bueno? După ce scăpăm, afli. Băi, are... Bă, dar n-are făcea deloc asemănătoare, ești nebun? Te cunosc? Da. De ce arăți ca cineva care știu că e mort? Dar nu mai seamănă, nu faci... Cum te cheamă? Afli imediat. Mamă, aoleo, au. Trecu fix pe lângă mine, glonțul ăla să moară, băiți. Mamă, ne urmăresc ăștia aici, nemon. Dar tu lucrezi singur? Da. Da. La compania mea. Din păcate. De naiba merge, mă, ești nebun. Mamă, da, încă ne urmăresc ăștia. Dacă mi-ai scoate cătușile și mi-ai dau un pistol, aș putea să te ajut. Ai răbdare, nu e problemă, o să rezolvă. Ai răbdare, nu e problemă, o să rezolvă, bătă, stai liniștit. Salut, salut. Am mai picat pe unul. Mamă, ce s-a dat, l-a rezolvat. Arș. Arș. What? Accident rutier aparent. Sunteți bine? Eu sunt bine, dar tu ești bine că ai sărit prin parbriz și... Da, da, da. Centura asta. Și a dat... Ce facem? Ok, suntem ok, stați liniștiți. Ce naiba? What? Bă, tu tocmai ai stărbit pe permiște... Băi, de viața mea, mai, mamă, mă dăre capul. Tu ești bine? Da, da, da. Ok. Aoleu, a apărut aici. E clar, trebuie.
Hai că scăpăm de ăștia, bine rău de tot. Bine rău de tot, băiți. Bine rău de tot. Băi, ești nebun. Cum ai făcut asta? Nu, tu ai făcut asta? Ilegal, nu trebuie să știi. Wow, ce interesant. Ah? What? Mamă, dar câte mașini au, frate, ăștia? Îi cunoști pe ăștia? Nu. Deloc. Nu știu de ce ne urmăresc. Dar probabil tu îi cunoști, că au treabă cu tine. Sincer să spun, nu-i cunosc. Îi cunoști pe unul cu tip cu față roșie? Nu. Știu. Nici eu nu știu. Auzi? Zici. Eu mai am un om care, o fată, soția mea care era cu mine. Putem să mergem să o salvăm pe ea? Nu știu. Momentan nu prea, că suntem urmăriți internațional de derbedrii aceștia. Corect. Și tu. Bine, ce drept, dacă ne ducem acolo, cred că se așteaptă să mergem acolo, de așa că nu ar fi o idee bună acum. Da, da, da. Am scăpat, oare? Nu e pe la vamă? Da, mă, hai că ai gândit-o, iau pe la vamă, mască pe față și mai ai și arma la mine. Bravo! Iau pe vamă, e o vamă ilegală, dar problema e că n-ai cum să treci pe acolo, că e a deținută de tipul ăsta. E administrată de tipul ăsta. Bă, nu cred. Nu se pune problema oricum. Nu se pune problema oricum. Bă. Ce că ce Frederic omul că nu am făcut așa. Se uită și mă. Băi, credeți că ăsta e Frederico cineva? Nu mai cunoașteți vocea lui Frederico? Mă, ce o fi Bueno? Asta are boală, dar mai vine după noi. Dar n-are vocea lui Bueno, are vocea lui Bueno? Ziceți voi! Justin nu e, naiba știe că ăla nu dădeam seama imediat. Dar are outfit-ul lui Bueno. Gen, așa, exact în genul ăsta se îmbrăca el. Dar e mort! Nu? Și ce mai faceți? Cum așteți? Eu încerc să procesez cine ești. Că semeni cunoscut, dar nu te-am văzut la față. Doar după outfit mă refer. Dar după voce nu-mi par cunoscut deloc. Am mai aflat și alte chestii ieri și tot sunt pe gânduri cu niște chestii. Ce chestii? De o persoană dragă rău mie. Și... și care e persoana asta? Mă, tu ești bună sau nu? Bună, tu ești? Să-ți tu seama singur. Tu ești. Poți să te oprești să-ți dai masca jos, te văd? Hai răbdare un pic. Că mă bate zidul ăsta chinezesc. E prea chill, omul. E prea chill, ok, bro, ești prea chill. Mă, lasă-mă. Mai știi să te trebuie de la pe TikTok? Ok, bro, ești prea chill. Ok, ești prea chill. Bă, bun, e prea chill, omul ăsta. În situația de genul, nu ai văzut cât de chill. Direct s-a scuturat, s-a băgat din nou în mașină. Nu, stres, nu, nimic. E clară treaba cu mai tot. Dacă nu văd 1000 de like-uri, închid live-ul acum. Ce naiba, suntem 1500 de persoane și nu văd 1000 de like-uri? Băi! Pentru episodul ăsta. Oh, să-mi bag picioreta. Să-mi bag picioreta. Ușor, 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 ușor. Mamă! Ține-te! Woo!
O leu. Coroată. Mă leu. În situație. Îmi mor, băieți. Ușor, ușor. What? Oamne, fix roțile mi le-a spart. Hai să va picior. Ușor, ușor, ușor. Măcar nu mai vin după noi. Mă răbuiți. Și o să mergem un pic în ora să discutăm. Da, aș avea nevoie să dai niște explicații multe. Dar puteți să ne oprim, că nu cred că măcar undeva aici. Oulu. Poate trec vama și vin după tine. Vrei să scapi în viață sau să te prindă iar ăștia? Să scap în viață, îți dai seama. Păi și. Ai răbdare. Ai răbdare, bro. 1000 de like-uri, așa. Acum mai vorbim. Dar pentru episodul ăsta merită multe like-uri, vă zic eu. Puteți să faceți pariul între voi cine credeți că sunt. Să înceapă beturile. Eu nu știu multă lume. Dar la tine nu prea mai să cătării, nu știu cine ești. Bine, să știi că mi-ai spus cum să-mi dau seama. Să știi că după cum te comport, după cum arăți, dar nu mi-ai arătat fața să-mi dau seama confirmarea ei. Dar eu cred că ești bună. Și răspuns eu tăcere, să știi. Și tu treptatea ta. M-a luat amețeala la cât am făcut cerculețe. Ia, ați văzut că am zis să intru cu tăcerea și răspunsul. Man, să mă răbăiți prin ce am trecut. Well, what the fuck, ce mers are. Da, cum ați ajuns în stadiul acesta? Cum am ajuns în stadiul ăsta? Da. Am multe să-ți povestesc, dar înainte vreau să știu cine ești. Și de ce ne-ai ajutat. Vorbesc cu tine. Cine mai e? Bueno. Mamă, da, te-ai schimbat? Știu. Te-ai schimbat mult. Și la voce, mai ales. Poți să-mi scoți astea? Stai puțin. Dacă îl cheamă Bueno, are Kinder Bueno? Se bine, nu funcționează așa. Știi cine e băiatul ăsta? Cine e dânsul? Nu. E băiatul meu. Aoleu, cât mult am lipsit? Da, ca să înțelegi și tu cât ai lipsit. Mai exact cine e? Bibi, tot eram împreună cu ea. Mai ții minte? Am înțeles. Nu mai ții minte? Și despre ea era vorba, soția mea. Că soția mea e Bibi și Bibi e acum încă acolo cu ei. De unde ai știut să vii să ne ajungi și cum de ești în viață? Contacte, contacte. Fake news, fake info. Ceva ilegal. Fake news, fake info. Păi și până acum, de ce n-ai venit? Ce s-a întâmplat? Nu am multe motive, am o treabă cu băiatul ăsta de ne urmărea. Ai o treabă cu el? Păi să știi că și el are o treabă cu tine. Da. Conștient de asta. Conștient de asta. Știi că de asta m-a răpit? Da. Cred. Nu știu, adică... În principal de asta m-a... Posibil. Trebuie să se de limbă. Și eu n-am nicio vină că nu știam absolut nimic legat de tine. Eu știam că ești mort. Că te-am îngropat. Da, nu s-a întâmplat asta niciodată. A fost înțelegere la mijloc.
Bă, da. Nu știu ce ai făcut. Ți-ai schimbat și freza, unul, dar și vocea. Câteva probleme de la un incident. Deci no cap, guys. Și situația care mai e până oraș pe aici? Pe Miruna. Vine, trebuie să o vezi pe Miruna. Hai să mergem acasă să o vezi pe Miruna. Unde este această casă? E în sud. Undeva. Unde stăteai și tu cu ea? Aha. Prusă de reparație aveți sau? Da, mă, rebag la creație sau... Ia, să te văd. Să văd dacă ești bun de asta. Deschide capota. El n-are cauciucuri, de-aia umplu la ăsta, vă dați seama. Aici trebuie să improvizăm un pic. Mă, dar văd că le-ai cu mașinile cu astea. Așa, aici, așa. Vim, vim. Acum conduc eu? Hai că conduci tu. Mașina poate să o lăs, că eu cu niște treabă. Cum adică? Păi stai, mă, nu vin să o vezi pe Miruna? Oh, no. Tai. Băi, bueno. Tu nu va par 2 secunde și pleci. Stai mă puțin, că trebuie să discutăm. Business. Păi nu că business. Trebuie să-mi dai niște explicații. De ce ți-ai făcut moartea? Un motiv confidențial se poate explica. Și de ce ai lăsat-o? Ne-ai lăsat atâta timp. Cum de știai de noi? Primit un telefon anonim. A? A telefon anonim? Când ai primit telefon anonim? De cursul zilei de astăzi. What? Și nu poți să-mi spui de la cine? Te rog, dăm numărul de tău de telefon. Bueno. Trebuie să-mi dai numărul tău de telefon neapărat. Să văd dacă îl știu. E clar. Nu părea le-am eu cu telefonul cu astea, că nu l-am mai folosit de mult. Notați numărul de telefon al lui. Te învăț eu. Spuneți-mi de vă și un număr de telefon, că... La setări. A, gata. 0780. Întați acolo. 0780. 7651. 1. Asta e, da? Gata. Da. Dă-mi un bip să văd dacă... Da, ți-aș da dacă aș avea un... Da, eu am notat în cap. Am înțeles. Ia să văd dacă am reținut bine. 0780-7651. Asta cred că e. Trebuie să-l rețin bine minte, că n-am telefon. Mi-a fost rapid ăștia. Telefonul, n-am telefon. Păi și nu vii cu mine acum la Miruna? Cum poți să... Nu. No. Păi și... Trebuie să dai niște explicații. Trebuie să... Nu mă poți lăsa așa cu ochii în soare. Păi ce explicații mai vrei? Omule! Ai fost... O bună parte din copilăria mea alături de mine. Petre e copilul tău. Da. Da. L-ai mai văzut la față? Trebuie să-l vezi. Astăzi. Neapărat, nu te poți lăsa să pleci fără el. Sără să-l vezi măcar. E copilul tău. Da, pot eu. A? Nu poți tu, dar pot eu. Nu vrei să-l vezi pe copilul tău, Petre? Nu am zis niciodată că nu vreau, cauza, întreabă, nu pot. Alte chestii care trebuie să le fac acum, nu altă dată. Și eu cum ai vrea să procesezi toată chestia asta? Pune-te în locul meu și zic cum ai vrea să procesezi toată chestia asta. Nu știu, nu e treaba mea asta. Tu înțelegi ce vrei acum. Tu, noroc acum că ești în viață.
Da, îți mulțumesc că m-ai salvat. Chiar îți mulțumesc că m-ai salvat. Degetul așa. Îți mulțumesc că m-ai salvat. Chiar îți mulțumesc. Și pe mine și pe fiul meu. Trebuie să mă ocup acum să o salvez pe Bibi cumva. Și nu o să fie, cred că, ușor. Deloc. Pe dânsul cum îl cheamă? Sebi. Ce câte primăveri are? Ce? Câte primăveri de ține? Adică câți ani are, nu? Și da, da, da. Aha. Are 6 ani. Frumos, frumos. Mhm. Și auzi câte primăveri doar are. Doar pe Petre, doar pe Petre aș putea să-l văd acum atât. Păi asta zic, pe Petre. Doar pe Petre, da, că atât. Înțeleg. Atât. Atât, atât. Atât. Îl aduc pe Petre în bucarea ta. Ok. Hai da. Să mergem să îl vezi măcar pe Petre. Hey, let me drive. Ok, God, sorry. Dar trebuie să folosesc... Oh my God. Mă, cum a primit el un apel astăzi? Când de noi am sunat-o pe Daria? Se pupă oare între ele apelurile? Poate a făcut ceva Daria? Ah. Imediat. Unde mergem? Am nevoie de... Se bea ideea numărul lui... Oh my God. Trebuie să mergem la un magazin. Du-mă la un magazin, la o benzinărie. Să-mi iau telefon. Ce, așa agresiv au fost? V-au luat telefonele? Păi, tu crezi că... Stai seama, ce crezi că ne lasă cu telefoanele? Când te răpești pe cineva, tu îl lași cu telefonul la el? Și nu spune că n-ai făcut asta până acum, că la câte ți-ai înșenat moartea, în bana mea, dacă... Orice e posibil, dar trebuie să te ducă capul. Orice e posibil, trebuie doar să te ducă capul. Hai, du-te, cumpără trebuie. Bueno 2022. Frumos, orice e posibil, trebuie doar să te ducă capul. Chiar drăguț. Așa. Uite-i, mă. Telefon mobil. Gata, am cumpărat un telefon mobil. Hop! Ne sincronizăm acum contul cu bam bam bam. Și avem din nou contactele. Ca să înțelegeți de ce am din nou contactele. Că pă, le aveam salvate în cont. Dar n-am numărul lui Petre? Cum adică nu? Hai că notăm acum. Așa. Bun. Call. Mi-a închis? O sunam pe Daria. What? Ah, am crezut că mai acu șuste. Alo? Alo, Daria? 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 Am reușit să scap. Oh, ce, cum ați reușit? S-a întâmplat? A venit cineva și ne-a ajutat. Trebuie să-mi spui neapărat un lucru important. Ești cu Petre? Da, sunt cu Petre. Unde sunteți? Acasă. Acasă? Da, acasă. E ceva grav? Fii antenă. Aveți o mașină? Da. Am motorul meu, da. Mergeți, ne vedem la ponton, în capăt de tot. Pontonul principal din oraș, da, nu? Da, da, în capăt perfect de tot. Perfect, bine, acolo ne vedem. L-aduci pe Petre, drepede. Normal, acum. Pa, pa. Pupi! Am vorbit. Dora ca mult. La ponton, capăt de tot. Mă, tu-mi faci capcanul la ponton, ce nu faci? Nu-ți fac nicio capcană. Mă tragi în țeapă. Așa mă crezi? Abia te-am găsit și cred că deja îți dau țepe, așa mă știi? Știu că se pot schimba oamenii și-i drept, dar... Că e bine, când mi-ai văzut ultima dată eram un copil, acum am 20 ceva de ani. Peste 25 de ani. Aoleu. Băi... Vezi cum are mai guiatule. Nu ți se pare că am crescut? Adică, uite la mine. Eram băț când mi-ai văzut ultima dată. Observ. Unde este colegul meu de muncă? Colegul tău? Da, asociatul meu, Federico. Care am lucrat împreună la Corleone SRL.
Păi... El e plecat după bezea să-l găsească. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Și acum arunc mașina, da, poți să sar de mașină și aia nu, a fost... Nu, dar frânează. Pe cine găsim aici? Pe cine ai vrut? Nu văd nimic. Așteaptă că trebuie să vină. Abia am sunat. Băi, eu sunt șocat rău de tot de situație, mă crezi? Da. Păi, pune-te și tu în locul meu și închipuiesc cum sunt. Eu sunt blocat rău de tot. Mamă, m-ai blocat și cu Frederico, că nu știu cu Frederico. M-ai pus întrebarea cu Frederico și acum m-ai făcut să mă gândesc, bă, Frederico, ce naiba se întâmplă cu Frederico? A plecat după PZ și nu știu, am primit un mesaj vocal. Vrei să ți-l pun, să-mi spui și mie ce crezi că se întâmplă? Să aud. Piantă-mă. Mama are mașina, uleu. Nu e Petre ăsta. Măi băiete, care să ești? Să trăiți, doriți servicii? Te plăcă dacă plici. Precum dansatul? Pleacă, măi băiatule, de aici. Aoleu. Ei, am pus microfonul acum. Ai înțeles? Da. Și? Ce crezi? No, e ok situația, nu s-a întâmplat nimic. E ok situația? Da, se întorc, nu e problema. A făcut doar o bubă mică, nu? Se întorc, nu este problema, nu ne impacientăm. Ia uzi, mă. De unde ești așa tu de sigur? Zic doar. Ce ai zis, Osebi? Măi, nu știu ce se întâmplă pe chat acolo de seara de data. Că nu m-am uitat pe chat până acum. Nu știu ce se întâmplă pe chat acolo, dar e ok. 5 minute. Bine sau... Bueno. Cred că vine cu rolele. Ok. Te ascult. Ai zis 5 minute maxim. Vezi dacă poți. Hai să vine 5 minute maxim. M-am plictisit. Ia, uite. La saută, poți dușmanii. Că eu stau bine cu banii, da. Hai să treci pe treci. Ce faci, Sebi? Nu te-am mai văzut de bine. 2 ani. Două zile. Știi pe cine mi-ai văzut de mult? Pe domnul ăsta. Domnul fiind? Ia vorbește. Încearcă să ghicești. Tata Luis. Ce? Cine? Cine este acest Luis? A, Luis este tatălui biologic. Tatăl meu. Am înțeles. Nu e. Aș fi spus că este bun, nu? Numai că, din câte știu, 99,99% este mort, din păcate. E acel 1% e chiar aici. A, și acum ar trebui să cred, nu? Știu dacă tu vrei. Da, Petre. Surpriză! Mamă, ce că surpriză. Petre, știu că o să se pară ciudat, dar chiar el e. Că și mie mi s-a părut la fel de ciudat. Nu te cred. M-auzi? Te aud. Arată-mi un buletin. Buletin? Mamă, ce furtună e în București. Doar când e vorba de gardă. M-am înțeles. Puteai totuși să le arăți la copilul tău. Ce-i Petre? Ce s-a întâmplat? Uleu, doamne. Bă, nu vine să cred. Nu e bueno. Ar trebui să fie bueno. Tatălui. Păi... Vino să-ți dau ceva. Tatălui. What the fuck. Ce mai mă, mi-a fost dor de tine. Nu te-am mai văzut de atâta timp. 7 ani. E asta. Poate un ceas, ia. Mersi mult! Stai că mă sună cineva. Alo? Alo? Alo, mă auzi? Da. E la telefon.
Tu ești la telefon? Tipul ăla cu față roșie? Aole, era multe cu tu să scapi. Dar nevastă ta este la mine. Știu că e la tine. Și nu a fost ceva să mă aștept să scap ce s-a întâmplat. Dar acum ai văzut cine de ce sunt capabil. M-a salvat. M-a salvat un prieten. Să spui de ce sunt eu capabil. Un prieten pe nume Bueno. Nu. Camere și eu peste tot. Nu poți să mă păcălești. Atunci ești la fel de uimit ca mine sau tu deja știi că e în viață? Eu nu știam. Aha. Aha. Am înțeles. Da, deci să știi că nevastă ta este la mine și nu o să o las în viață. Cum adică? Acum mă duc. Eu? Tu tot ce-ai făcut și pentru oamenii mei pe care i-ai omorât pe stres. Nu! Să mă duc. Petru, ești pe tu că vezi de întreba, nu pe mine. Nu! Băi! Vezi că dacă te atingi de ea... Oh, shit. Ce agitație pe ziua de azi. Mamă, cum e, frate. Petre? Da. El e bun. Și e în viață. Și nu înțeleg de ce și nu vrea să ne dai o explicație. Ai ceva să-i spui? Eu? Tu sau el ție? Tu ce faci, mă? Salut, frate, mă auzi? E incredibil așa ceva. Vino cu mine, vino un pic mai încolo, te rog. Mă, ce-mi place să respir. Da, spune, dragule. Mă, pleacă de aici. Cine ești, mă, tu? Pleacă de aici. Un. Puțin. Travestitule, pleacă de aici. Vino puțin. Ce? Poți pleca, poți pleca, poți pleca, poți pleca. Du-te de aici. Vino după mine, dragule. Nu, du-te de aici, că vorbim mai încă. Da. Du-te de aici. Nu. Ba da, nebunule. Nu, nu, nebunule. Ba da. Du-te. Du-te de aici. Lasă-mă, măi, în pace. Du-te, mă, de aici, ce plăcere ai. Nu știu ce viața ta, că eu nu-s viața ta. Ce plăcere am, coarnele. Ce plăcere am să mă pui așa. A? Cum mă, de aici n-auzi. Bă, nu mă. What the fuck. Du-te de aici. Bueno, ai vrut să te vezi cu Petre. Spune-i acum ceva. Că l-ai băgat în ceață la fel ca pe mine. Trebuie neapărat să-i zic ceva? Nu cred că trebuie să-i zic ceva neapărat. Atunci, Petre, spune-i tu ce întrebări ai, că poate-ți răspunde ție, că mie... Bun, unul la mână. Cum de ești aici? Doi la mână, cum ai dat de Marcel slash eu? Într-un apel la mă rog, Marcel. Și cum de ești în viață? Da, o avea legătură, nu știu. E... Încă. Ceva ilegal cu Orațiu, nu vreau să aveți probleme. Cu Orațiu? Da. Este vorba, nu băgați. Și... presupun că o să stai de acum încolo cu noi, nu? Și o să ne ajuți în tot ce avem nevoie. Mă rog, m-a spus tot. Nu știu. Nu știi? Asta e de gândit. Păi de ce? Nu știu. Ai tot ce ai nevoie aici. Ne-ai... Da, sunt căutat. Și eu am fost căutat. Putem pleca împreună, dacă vrei să plecăm, să fugim. Și să ne stabilim undeva. Sau ceva, nu știu, că am... E greu să fiu singur. A plecat acum Frederico cu Bezea, sunt singur care trebuie să înfrunte tot. Păi și? Nu vezi chestia asta. Viața mai și singur, nu ești mereu cu cineva. Păi... Eu nu vezi că cerc decât să mă descurc. Vă că ai persoane aici. Nu, nu e singur. Da, doar pe mine. Da, una pe Petre. Și pe mine. Am auzit de tine. Păi și cu maica nu. Maica mea... Mă rog, și mai am eu cunoștințe și Marcel. Cât mai cunoștințe. Cămătari. Moare Bibi. Aoleo, băi, da Bibi. Am fost una de tipul ăla, a zis că omoară pe Bibi. A fost al dracu. Ne ocupăm altul, dar să zic eu că nu se întâmplă nimic. Nici eu nu cred că l-o moară, că dacă moară, crede, și cred că știe și el că e mort, clar. Ia la telefonul lui Bibi? Să... Dai numărul ăsta de te-a sunat.
Să înțeleg că până mâine o să fii cu noi? Nu știu. Și o să ne ajut? Posibil. Știu, nu știu. Nu știi. Fai. Să-mi dai, să-mi dai numărul ăsta de ce tot sună. Mi-a sunat cu număr privat, că e creier. Înțeles, am înțeles. Nu ai idee cine poate să fie? Stai că mă duc până la... Are o față roșie, atâta știu despre el. Nu știu cine e. Parcă... Și ieri apăruse cu o tipă care avea voce de bărbat. Probabil avea de la mască, tot la fel modifica vocea, nu te baza pe treaba asta. Da, da. De unde te-au luat? Am și... M-a luat... A, a fost o capcană. Mi-aduc acum aminte că am și uitat. A fost o capcană. Baby m-a sunat care are nevoie de ajutor. Și ea deja fusese răpită de ei. Și Sebi eu stăteam. M-a venit și rău. Rău alert. E clar. Că am greu că deja muream până acum. Ești nebun la cum e afară. Sebi, vrei să te îmbrațe? Te suge? Diha. Nu, stai și tu că e gumă pe picior. Yeah? Da. Gata? Ce noroc că nu mai am telefon, că mi l-a furat ăla. Sau, da, ăla. Tu l-ai vârstat, n-ai nevoie de telefon. Asta era mă problemă. Că nu mai avea pe ce să joace Sebi. Asta era mă cea mai mare problemă. Nu că asta mai e Sebi acolo. Nu știu cine a dat ăsta pe telefon. Hă? Nu mai da! E, a primit de ziua lui de la Don Șuru. La 6 ani cât are. 7 ani. Cu bune. Eu la 6 ani mășcam cu puța nisip. Ești frumos! Hai că ești bine. Noi trebuie să facem cumva să o salvăm pe Bibi. Crezi că mă poți ajuta să o salvăm pe Bibi? Bueno? Chimie ce mi-e de nas. Pe bune? Ce ai nevoie tu? Spune-mi și poate reușesc. Nimic mă glumeam. A, chiar te credeam. Ce-mi zici? Păi, crede-mă, e vorba de Bibi și gen bani, închipui că poate... Da, vedem. Vedem. Mă, ideea e că, după cum știi și tu, Marisel, avem și noi oameni precum Cămătaru și ceilalți pe care am vorbit, de care am vorbit noi atunci. Da, ideea e că, problema e că un om în plus nu e, nu strică. Da, doar eu l-aud pe ăsta în reprize? Nu. Pe cine? Pe domnul Petre. Au semnat bani. Codroșu, bă, rulet, ia uite cine că ăștia ce fulger afară. Da, chat, am văzut și eu, e nebunie afară. Mamă ce e afară, da. Derby rău de tot. Cred că la mine furtuna a venit mai devreme decât la voi. Dacă acum vă mirați. Și acum? Ce ar trebui să facem? Acum ar trebui să-mi spui tu mie dacă chiar vii cu mine sau nu. Să ne ajut. Că trebuie cumva să găsim. Tu-l cunoști pe tipul ăsta, da sau nu? Dar eu vină puțin. Hai la mașină. Nu. No. Mamă, dar nu mai avem mașină? Nu mai avem, nici motor nu am. Aoleo! Dar și pe Daria, pe tot vă aud eu în reprize. Da, și eu. E bine. Ori o fi de la oraș. Și... Uite că avem acolo mașină. Nu, băi, nu, băi, nu am pe nimeni. De la oraș. Probabil. Adică e până la oraș prea bă. Am zis ce am destul de fain afară. Am zis destul de fain. Dar rămâne, a sunat cineva la taxi? What? Da, poți să pleci. V-am adus o mașină, la revedere. Hai, Roiu, deci. Să fii a întâi. Alo, ce cauza bună voi? E, vă rog să... Bă, băiatule, du-te jos! Nu, voiam să pornesc. Că-mi place mașina, nu da. Urci sau... Pe unde mergem acum? Lasă-mă pe mine să conduc. Zătăriți, zătăriți. Sănătate, nu mă gândesc. Pe GPS. Vezi că poate trage poliția, e mai ușor. Mergem acasă? Nu. E corul băiatul, că-l știu eu. Îl știi? Da, da. Ok. Hai, înțeleg că cu... Aha! A, te-ai speriat, ai crezut, Daria, că te ia după mine? Ai crezut? Duduie. Mama, dar nu mi-ai spune Duduie. Cu coana. Bebe, la 494, nu?
Da. Unde? 494, sub. La vezi, casă? Uite pe hartă și dedesubt unde scrie Didion. Nu, acolo. Acolo. Da. Dar ce e acolo? Casa noastră. Căsuța. Casa. Mama, dar v-a schimbat casa. Oh, păi tu crezi, până ai venit tu, crezi că n-am schimbat noi case? În 6 ani, 7 ani cât au trecut? Au trecut mult, frate. A, cui e casa? A mea. Care a ta, mă? Așa. N-are casă. Sunt businessman. Îmi permiți. E mare, ce n-ai mare businessman. Dacă îți dau una? Tu ai 15 primăveri, ce ești businessman. Bă, ce vorbe cu 15 primăveri? Bă, ce mai am văzut asta cu primăveri. Dacă era aici, bezea cu Frederic, o să vedeți ce simulau accidentul ăsta. Acum mă duceți pe mine acasă? Avem o grămadă de treabă. Da, doar pe tine. A, și eu... Nu rămân cu el, vin cu voi? Voi stați acasă, eu trebuie să mă duc cu Bernard să vorbim niște chestii. Perfect. Pa! Succes! Vă vorbeți! Hai, Sebi, să ne jucăm. Petre? Haide, băi, până ei, Petre. Și eu? Da. Bă, mă văd și eu odată în viață cu... Mă rog, odată. Mă văd și eu odată în casă, n-auzi. Băi, bă, nu. Unde? Nu știu ce ai tu în plan. Poți să iei ușor așa, la pas. Nu știu ce ai tu în plan, dar eu nu vreau să te mai pierzi, să dispare așa. Eu ce ar trebui să-i spun lui maică mea? Spune și mie. Nu știu, nu mă interesează. Spui ce vrei tu. Nu te interesează? Da. Atâta timp ai fost... Știi cât a suferit ea după tine? Ai idee cât a suferit ea după tine? Da, ia zi-mi cine este acest Luis. Este tatăl meu biologic. N-are nicio treabă cu Mirna. Bine, 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 te voi crede. Ce treabă să aibă cu Mirna? Dacă îi zic de Vlad, e clară treaba. E ce zici mie, ce să-i zic? Zici ce mai vrei să-mi zici. Vrei să scapi de mine? Nu, dar nu zici nimic. Păi nu zic nimic, încerc să mă gândesc cum să fac să te motivez să nu dispar din nou. Oprește aici, oprește aici. Zi. Ce să zic? Lasă-mă puțin să mă gândesc. Te las. Chat, ziceți-mi ce îi spunem. Acum e momentul. Am nevoie să vă folosiți creierul. Să mă bază toată ce tare atunat a vibrat biroul. Hai că e bine. Am și eu nevoie de două persoane. Ce persoane? De asociații mei. Domnul F și domnul B. Domnul F și domnul B. Păi și de ce îmi spui mie că ai nevoie de ei? Sau? Că iau asta cu tine. F? Te referi la Bezea și Frederico? Da. Și de unde vine F? Mă gândești că e prima literă? F? F, F, F. A, F! Am înțeles F. Cream. F și B, am înțeles, ok. Așa că am primit o notificare pe telefon. Da, ideea e că după ce facem râs de Bibi, îi găsim împreună și pe ei doi, dacă vrei. Cum așa? Păi cum așa... O facem amândoi. Nu tu ai zis că dacă îți bați capul și ești deștept, îți iese orice? Bine, bine, bine. Ce bine, bine, mă. Zi de Vlad, vreau beef. Voi vrei scandal? Și plouă, sunt cu tipa, nu? Nu îi spun acum de Vlad, pentru că nu și are rost acum, că poate dacă ea spune de Vlad, chiar n-aș vrea să mai stea. Știi? Are ce, oh, no, Minuna oricum are pe altcineva sau ceva, știi? Și oricum, nici nu știu care e treaba cu Minuna și Vlad, habar n-am, așa că mai bine nu spun și mai bine îi spun Mirunei mai întâi că a venit Buenu și poate mai întâi scapă Miruna de Vlad. Auzi? Și toate astea, da.
auzit cineva pe nume Vlad. De la cine? Ce? Ce-i, mă? Nu știu, s-a zis de un Vlad. Ți s-a zis e? Da. Păi de la cine? Tu doar răspund la întrebare. Vlad e un prieten de-al Mirunei. Da, neinteresant. Ok, următorul subiect. Wow! Wow! Neinteresant? Da, neinteresant. Dar tu ai mai avut vreo relație sau ceva? Cred că e treaba ta, sincer. Ai o relație în momentul de față? Trebuie să știi tu chestiile astea? Întreb și eu. Nu te-am mai văzut de mulți ani. De foarte mulți ani. Ziceam și eu că poate aflu și eu chestii. M-a auzit de la Petre, mai este el ce de un Vlad. Da, nu e nimica important, ți-am mai zis. E un prieten de-al Mirnei. Da, face ce vrea, nu sunt interesat. Băi, mă surprinzi. Dar aș vrea să... Ce șanse am ca să vii mâine să mă ajut să o salvez pe Mirna? Pe Miruna, doamne, pe Bibi. A, păi zi așa, destule. Destule? Doamne, știu. Da. Hai, mă lași pe acasă? Care? Aici? Da. Dacă vrei, poți să stai la mine. Mă auzi? Da. Stai la mine? Eu uite-l pe ăsta cu Opel-ul, mâncaia și gura lui cu Opel-ul. Băi, nu finge, mă, lasă că are și el un Opel. Ce ai cu... În față, merge pe contrasens. Bine, ce drept, da. Am mers cu contrasens destul de iure. Bine, o să vezi. Și mie ce-i pe aici. Aici în dreapta avem living-ul. Uite cum arată. Hai să-ți arăt din interior. Hai, vină cu aici. Hai, vină să vezi. Living-ul aici. Bucătăria în partea asta. Aici luăm masa. Frumos. Cât ai dat pe această ceaba? Nici nu mai știu cât am dat, dar parcă 100 și ceva de mii. Trebuie să înțeles. Ți-a luat țeapa. Ei, da. Aici o baie. Frumos. Cu Căcănescu. Hai pe aici. Gata, Johnule, nu mai... Pe aici. Nu o să întreb. Nici eu nu o să întreb. Dar parcă era Petre acolo, nu? Mai. Doamne. Stai, e biroul meu sau care e faza? Nu, e un birou unde mai stau eu, dar foarte rar. Mm-hmm. Televizorul ăsta a pus să pui ce vrei tu de pe el pe YouTube. E aici un dormitor. Și... Gata, mă. Ce naiba ai făcut, frate, acolo? Nu, voiam să testez pe ce-o. Să văd dacă are soft. Ok, clar. Hai. Zici că parcă l-ai văzut azi. Să nu mai zic de soft club. Să vă uitați la vlogul care apare. O să apară un vlog. Eu nu făceam nevoile la PC-ul, în boscheți. Aha, ok. În boscheții de aici, gen. L-ai educat prost. Vreau cu aici. Aici e piscina. Ia, puneți-vă pe asta, că cred că se rupe. Păi basket, dragii mei, de boscheți. Puneți-vă pe gresia asta. Da, bravo, hazul tău, hazul tău. Vrei basket, tragi-mă de basket. Frumos, mi-a plăcut, da. Vrei să te pui și tu un pic, că parcă pare că nu stă bine acolo. Nu, no, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Vrei? Da,
de ce râzi cu degetul în continuu? Un obicei prost. Da. Ia spune. Ce? Eu vreau să mă odinez după tot ce am trăit și mâine să mă duc să o salvez pe Bibi. Stai aici cu noi sau? Bine. Vreau un GG. Un yes sau ceva pe chat. Niște bucurie pentru bună. Bine. Ai canapeaua sau trebuie să stai în pat? Vrei să stai în pat? Nu, contează. Bine, mă bag să dorm. Du-te, du-te. Sper să nu te văd dispărând, ok? Da, da. Bine. Coronite. Vreau un mare spam de GG, că am reușit să avem șanse destul de mari ca să-l mai vedeți și episodul următor. Dar totul ține de cât de multe like-uri se vor strânge. Așa că dați acolo pe butonul de like. Poate are GPS pe ea mașină. Am văzut deja o mașină în față, ai văzut-o și tu. Ați văzut-o. Bună. Bueno. Băi. Da. Mașina s-ar putea să aibă GPS. Să nu ne găsească la. Ai. Să vină. Poți să te ocupi tu să vezi dacă are sau care-i treaba? Că te pe ce mai bine. Dacă are, nu e o problemă. Bine, mă, cum zici tu. Prin curte. Dați pe butonul de like, neapărat. V-am spus, când am intrat like-uri, dacă vreți să vedeți următorul episod, cât mai rapid. O să doriți ceva până apară următorul episod, pentru că trebuie era să găsesc un alt server. Respectivă. Da, da, lasă-mă să dorm. Psh. Domnușor. Good night, good night. O să trească să găsesc un alt server unde să ne facem activitatea, așa că o să doresc un pic până vine următorul episod, dar vreau când am intrat like-uri, dacă vreți să vedeți o continuare. A fost un episod mișto. V-a plăcut episodul? Ia spuneți-mi. V-a plăcut episodul?